Bună seara! Cum ți se par zilele în care trebuie să ții post ca și creștin, ori catolic, ortodox? Deci în această zi, că e luni, că e vineri, că e postul Paștelui, Crăciunului sau Sfântul Petru, sau Maria Mică sau Mare, trebuie să țineți post. Post simplu sau post negru? Este în felul următor. Pe cum să te simți? Este zi de post și te simți prost. Că ou, ochi, prăjit, fiert, carne, lapte, brânză, ouă, nu poți să mănânci. Și toată ziua mănânci compot. Și te ștergi la fund cu o frunză de ștevie pentru că ai o jenă la stomac când tragi o tiribombă pe fund cu stropi. De băut nu mai zic. Ce să bei? Doar apă. Că vin, tărioară, țuiculiță, coniecel, nu prea merge niciun fel. Bine, aici este în cazul postului obișnuit. După care iar te simți prost pentru că mănânci pâine cu fructe și sughiți pe fund de cânți la muzicuță pe fund. Parcă și auzi. Înțelegi? Băsinică cântătoare, știi? Și frumos mirositoare. Na. Când ajungi la postul ăl mare și mai căpos, dai de ceva și mai tare. Astăzi nu se mănâncă și nu se bea de la răsărit până la apus, de parcă ești la Ramadan. N-ai voie să mănânci și să bei. Ce să bei? Nici măcar apă. Și ce să mănânci? Nici măcar pâine. Și te simți bine? Te simți al naibii de prost. Și nu știi ce are stomacul tău? Dar se curăță așa colonul, mai ceva, ca și când te pregătești să faci o colonoscopie, prima dată în viața ta. Adică să iei 2 kg de apă și niște prafuri tămuitoare în care la început bei apă cu acele prafuri și se aude ceva prin stomac. Știi cum era? Ai broaște în burtă. Mai încolo, o fâsăită. După care, încă una care cântă la bucă. După care, hop, că nu e chiar așa, că trebuie să mă așez pe tron să fac ceva. E, cam așa e o zi de post. Poți să mănânci și să bei, dar nu coniace, vin, țuică și tărie, ci răcoritoare sau apă, fructe și legume, pâine cu mere sau compot și te cureți la stomac de tot. Și te simți relaxat. Al naibii de relaxat. Știi? Sunt ai unii să fiu al naibii dacă pot să mă las de carne. Adică carnivori. Știi? Adică sunt unii să fiu al naibii dacă mă las de băutură. Nu pot, domnule. Sau de țigări. La faza asta.
Să fiu al naibii dacă pot să mă las de carne. Adică să mănânci carne. Păi și ce să mănânci? Legume, fructe, compot, prune. Prune cu bere merge, e o plăcere. Pe tron te așezi, ciurgă e pe fund al tău corp. Interesant, nu? Deci, cum am zis, când e zi de post, trebuie să te mai ții, trebuie să te simți și prost. Că na, n-ai mâncat carne, ouă, brânză, vin și oțet, nu poți să bei, sau altă tărie. Interesant. Și acum vă las să discutați acest subiect nou arhivat.